Nu cred, acum cred. Ședința săptămânală a serviciilor primăriei a început cu o defecțiune tehnică. Este o situație degringoladă, lipsită de organizare. Potrivit Silviei Radu, primăria se prăbușește încet, dar sigur, așa că le-a cerut tuturor subalternilor să vină cu soluții. Nu mi-aduceți explicații și povești de genul că nu există bani la primărie, că nu avem posibilitate de a rezolva problemele. Dacă credeți că nu reușiți să rezolvați această problemă sau nu vedeți posibilități din partea voastră care ar da soluții, eu vă rog să lăsați pe alții să vină în locul dumneavoastră și vă aștept cu demisia. Cu textul pregătit de acasă, Silvia Radu a enumerat care sunt principalele probleme ale capitalei: ambuteiajele, dezordinea de pe străzi și pregătirea orașului pentru sezonul rece. Nu este o declarație de război, ci una de mobilizare. Totuși nu simțiți o presiune acum mai mult ca de obicei? Nu, absolut nu. Edilul interimar a semnat astăzi demonstrativ prima sa dispoziție, în care cere subdiviziunilor să-și afișeze public toate cheltuielile. O semnez chiar acum față de voi. Vă rog mult să vă atârnați foarte serios de această dispoziție. Silvia Radu a ajuns la cârma municipiului Chișinău după ce Nisro Grozavu i-a cedat locul. Socialiștii și liberalii cred că în spatele acestei mutări ar sta democrații, care și-ar dori să controleze primăria. Săptămâna trecută, PSRM a contestat la Curtea Constituțională legalitatea deciziei lui Grozavu.